De aproape 20 de ani, de câte ori plouă torențial în Deva, canalizarea nu face față potopului și preț de câteva zeci de minute, apa pune stăpânire pe unele zone ale orașului. Apa Prod, operatorul de apă și canalizare care administrează toată rețeaua din Deva, a făcut o serie de investiții de-a lungul timpului, mărind parțial capacitatea canalizării, dar încă insuficient. Așa se face că și ieri, în urma unei ploi scurte, dar puternice, mai multe străzi au fost inundate și din rațiuni de siguranță a fost interzis accesul publicului în parcul din zona pădurii Bejan. În cele din urmă, canalizarea a făcut față, acolo unde nu era înfundată de gunoaiele aruncate de unii deveni lipsiți de simțul civic. Pagubele materiale înregistrate au fost minore, confirmă și cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, contrazicând astfel mesajele alarmiste și acuzatoare lansate în mediul online. Pompierii din cadrul detașamentului Deva, cu ajutorul SVSU Deva, au acționat în 9 locații cu 4 autospeciale și 5 motopompe pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative produse de inundații. Pompierii au procedat la evacuarea apei din 8 beciuri, o locuință, 2 curți și un atelier auto. Pompierii au mai intervenit și la evacuarea apei din 2 beciuri din Almașu Sec, sat aparținător de comuna Cârșiți și învecinat cu municipiul Deva. Tot ieri și până astăzi dimineață a fost cod portocaliu de inundații pe Crișul Alb, însă nu s-au înregistrat ieșiri de apă din matcă.